Hei, bună dimineața, bună dimineața, pentru că este foarte, foarte dimineață, undeva la 7:15, pentru o zi de sâmbătă mi se pare super dimineață, dar nu am ce face, am programare la coafor, pentru că da, după cum se vede, rădăcinile mele au așteptat suficient. Voi merge chiar acum spre salonul Abate, cel de pe 13 septembrie 206, unde Mariana Stoica mă așteaptă. Este practic persoana care se ocupă de 6 ani de părul meu. Iar acum am luat o mică pauză din cauza carantinei, pentru că eu fix când s-au închis saloanele trebuia să-mi fac programare, deci pe mine m-a prins carantina cu rădăcinile foarte, foarte mari. Așa că acum mergem spre Mariana. Abia aștept să vă arăt cum decurg lucrurile. Nu știu dacă o să pot filma în interior, pentru că știți acum cu măsurile care se impun, mască, mănuși și distanțarea socială, nu știu dacă o să reușesc să filmez în interior, dar revin în momentul în care o să ajung la salon. Apropii de salon, în sfârșit, încă puțin până la răsfăț. Abia aștept. Am ajuns, vin, wow, și am prins loc chiar în față, super, super norocoasă, acum vin. Gata, am ajuns și abia aștept să intru, să mă răsfăț și să vă arăt cât de minunată o să ies de la salon. Cam acesta este rezultatul final. Nu am mai putut filma când am ieșit din salon pentru că a început ploaia și nu voiam să-mi afecteze cumva nuanța sau părul acesta minunat. Eu sunt super, super încântată de rezultatul obținut și o să vă arăt și vouă cum se menține culoarea, dar asta în timp. Deci trebuie să mă urmăriți în continuare ca să vedeți rezultatul după câteva spălări, să vedeți cum mi se menține culoarea. Și vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, într-o zi atât de importantă pentru părul meu. Pentru că, da, am sărbătorit împreună această reîntoarcere la blondul meu și la bobul meu minunat, de care sunt super mega încântată. Vă pup și să mă urmăriți în continuare, pentru că o să vă mai iau cu mine în locuri minunate.